y los problemas los tenemos desde el ayuntamiento. Sigur că da, sunt foarte mulți care nu aparțin Uniunii Europene și vin din țările africane, nu? Am înțeles și oamenii aceștia se vârt în jurul rochetei, caută un adăpost, caută un loc unde să stea și nu găsesc de cele mai multe ori. Tocmai de aceea și atunci când se adresează autorităților pentru a cere un ajutor, mulți dintre ei își acoperă ochii sau spun că nu aud pentru că nu există posibilitate în situația de criză. Desde el área de servicios sociales del ayuntamiento colaboramos, ayudamos bastante, bastante con toda esa gente, con toda esa gente que en un momento dado pues no tienen absolutamente nada. De la biroul social al primăriei, care are ușa întotdeauna deschisă, încearcă să colaboreze cu toți cei care caută acest ajutor din partea primăriei. La comunidad humana es la comunidad que más gente tiene en el municipio de Roquetas. Comunitatea română este comunitatea care are cei mai mulți oameni în municipiul Roquetas de Mar. Antes era la marroquí, ahora es la cumana la que tiene bastante más gente. Înainte sau cu ani în urmă era comunitatea de marocani, care erau cei mai mulți, dar deocamdată comunitatea română depășește această situație. La verdad es que me alegro de ver muchas, nosotros le llamamos aquí cuadrillas, es decir, 5 o 6 personas que se apuntan, que se reúnen y empiezan a hacer trabajos por su cuenta. Eso es iniciativa privada, eso es bueno y eso es importante para buscar estabilidad económica cada persona de una forma o de otra. Adevărul este că mă bucur ori de câte ori văd câte o echipă de persoane, 4-5 persoane care se unesc pentru a forma o echipă și să lucreze și acesta este un lucru foarte important pentru viitor. Tenemos la gran suerte de que nuestra zona agrícola tiene en la provincia de Almería sobre 150.000 personas trabajando. Pero hoy también tenemos en la provincia de Almería 100.000 parados. Avem bucuria să locuim într-o zonă agricolă unde sunt foarte mulți, ați auzit cifra, care lucrează și se dedică, însă pe lângă toate acestea avem foarte mulți care sunt parați peste, quanto? 100.000 persoane, peste 100.000 de persoane care nu au un loc de muncă. Eu tengo esperanza, y tengo esperanza de que nuestra provincia tiene capacidad para volver otra vez a hacer la provincia que menos paro de España ha tenido y volverá a tener otra vez. Eu am speranța că vom reuși în viitor ca echipa noastră să facă lucrarea aceasta și să aibă cât mai puțin oameni care să fie în șomaj sau în ajuda și să poată înainta. En el año 55, que mi padre se vino a Roquetas, yo no nací aquí. Nací en la provincia de Granada. Y en el año 55 mi padre se vino aquí y Roquetas tenía 3.600 habitantes. Hoy tiene ya más de 90.000. Se ha convertido en la segunda ciudad más grande de toda la provincia de Almería. Eu nu m-am născut aici și când tatăl meu a venit în zona Rocheta, în 1955, erau foarte, foarte puțini locuitori aici. Dar astăzi Rocheta a ajuns să aibă peste 20.000. Vorbește foarte lung și ca să le țin minte pe toate și să dumneavoastră înțelegeți mult mai bine. Și fac o paranteză, este foarte greu să traduci o persoană care și politică și să vorbești în termeni în care tu ești obișnuit spiritual. De aceea Dumnezeu să vă binecuvânteze că vă înțelege lucrul acesta. Dumnezeu să binecuvânteze pe domnul alcalde. Amen. Por lo tanto, o agradezco que decidierais venir a Roquetas. Sabéis que soy un roquetero o una roquetera más. Que en el ayuntamiento siempre estaremos a vuestra disposición, como a la disposición de cualquier persona del municipio de Roquetas, porque tenéis los mismos derechos y las mismas obligaciones. Vă mulțumesc că ați ales să veniți în Rocheta, ne bucurăm pentru dumneavoastră și vreau să nu uitați că, așa după cum aveți foarte multe drepturi, aveți și obligații. Eu agradezco la invitación que me habéis hecho a mí y a todos mis compañeros. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o mie și companiilor mei. Eu să-ți gândim la următoare.
Bueno, nosotros queremos que vayáis adelante, que adelantáis la situación que, en que estamos nosotros ahora. Y voy a dejarle también al, al pastor principal que va a decir una cosa importante. Y claro, nosotros queremos que lo sabéis. Nosotros estamos aquí en España porque Dios quiere. Aunque a veces nosotros queremos ganar algo, ¿no? La vida buena. Pero tenemos una obligación de orar para todos los que están encima de nosotros, digamos las autoridades. Biblia, la Biblia me dice esa cosa. Así que estáis tranquilos, estás en el sitio que estáis, es porque Dios quiere. Vreau să le citesc câteva versete din 1 Timotei, capitolul 2. Poți să traduci. Domnul primar, am mulțumit că i-am primit cu bucurie și tocmai de aceea vreau să-i încurajez că noi ne rugăm pentru cei înălțați în dregătorii. Si el pastor repita otra vez que yo he dicho que nosotros oramos para ustedes. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri mijlocii, mulțumiri pentru toți oamenii. Pentru împărați. El pastor está leyendo de la Sagrada Biblia el versículo que nos pone en contacto con Dios de que orar por ustedes, por todos los que están ya a la altura grande, como he dicho, alcalde y hasta el rey. Pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită. Bueno, detrás de ustedes también queremos nosotros vivir con mucha paz y que tenemos libertad de hacer nuestro. Și versetul 3, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Y ese trabajo Dios lo ve muy bien. Haideți să ne ridicăm și am să mă rog doar câteva minute sau câteva secunde pentru dânsii și să le dorim multă binecuvântare. Să nu uităm un lucru, Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm pentru cei înălțați îndregătorii. Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm ca ei să poată avea înțelepciune, călăuzire, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită. El pastor quiere orar para ustedes, para España, para Roquetas de Mar y para el sitio donde estamos. Que Dios os bendiga. Doamne care ești în ceruri, te binecuvântăm pe tine în momentele acestea. Te rog, Doamne, să binecuvintezi aceste personalități care au fost împreună cu noi. Te rog, Doamne, ca Tu să binecuvintezi primăria din Rocheta de Mar, autoritățile, Guardia Civilă, Doamne. Binecuvintează, Doamne, pe cei puși ca să conducă orașul acesta, localitatea aceasta. Domnul primar care a fost împreună cu noi, te rugăm să-l binecuvintezi. Dacă ai hotărât, Doamne, în preacunoștința Ta, să rămână în viitorul care ne stă în față, în conducerea acestui oraș, Tu să-i statornicești poziția. Îți mulțumim! Te binecuvântăm și te lăudăm pe tine, în veci. Amin. Amin.